În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iubiți credincioși, iată-ne în prima duminică după pogorârea Duhului Sfânt, înaintea unei pericope cu totul deosebite prin faptul că ne răvășește pur și simplu. Ne-au mai răvășit pe noi câteva spuse ale Mântuitorului, dar acum parcă suntem în fața unui examen greu. Unui examen pentru care intuiam noi că subiectele vor fi de sinteză și nu așa ca la carte, dar este o sinteză atât de greu de pus la punct, încât ne trebuie ani de zile, ne trebuie toată viața să înțelegem. Am mai aflat odată când a spus Mântuitorul că nu are unde să-și plece capul și când a venit la el un învățător de lege și i-a spus: dă-mi voie să mă duc întâi să îngrop pe tatăl și pe mama mea, a spus: lasă morții să-și îngroape pe morții săi. Acum însă merge și mai departe. Ne spune că cel care iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică, mai mult decât pe el, nu este vrednic de el. Vedeți că ne plasează la mijloc. Ne plasează între părinți și copii. Ne așează deja trei generații, trecut, prezent și viitor. Ne așează în spațiu și timp iubirea, pentru că Dumnezeu este iubire. Foarte multă vreme m-am gândit la ce ne-a transmis Mântuitorul prin acest lucru. Am vorbit în câteva rânduri despre metrul etalon, care este iubirea față de noi, pentru că nu putem să iubim pe celălalt dacă nu ne iubim pe noi înșine. Am vorbit despre iubirea etalon, dar acum aș vrea să trec mai departe la subiect, și anume să vedem cum îl iubim noi pe Dumnezeu. Dacă ne-am lămurit într-un fel sau într-altul că pe aproapele trebuie să iubim ca pe noi înșine și am aflat de aici că avem datoria să ne iubim pe noi înșine desăvârșit, ca desăvârșit să îl iubim și pe aproapele nostru, acum trebuie să mergem mai departe să ne întrebăm cum îl iubim noi pe Dumnezeu. Și dacă întoarcem puțin lucrurile, aflăm și de ce Mântuitorul ne-a spus că nu suntem vrednici de El dacă iubim pe tată ori pe mamă mai mult decât pe El, sau pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe El. Și anume să vedem cum iubim noi pe mamă sau pe tată. Pe mamă sau pe tată, fiecare dintre noi îl iubește și așa cum a fost educat. Și așa cum generația din care face parte a fost educată. Pentru că nu putem să depășim anumite elemente ale generației noastre. Fiecare ne naștem într-un anumit context, chiar istoric, filozofic, material, economic, social, și trebuie să ținem cont de toți acești factori. Dar cum am putea să iubim noi pe Dumnezeu ca pe mamă sau pe tată, apoi să vedem că această iubire nu este suficientă? Pe mama sau pe tata îi iubim prima dată pentru că nu îi alegem noi, ne-a dat Dumnezeu. Deci componenta iubirii față de mamă sau de tată are și această lipsă de opțiune pe care o avem să ne alegem alți părinți, după cum avem lipsă de opțiune și în a ne alege alți copii. Dar suntem acum la mama și la tata. Îi iubim pentru că le datorăm ceva. Va să zic că iubim din interes. Îi iubim ca să ne răspundă și ei la iubirea noastră, iar este un interes, ceva mai subtil, dar tot interes se numește. Îi iubim dezinteresat numai atunci când îi luăm așa cum sunt și nu îi mai judecăm. Lucrul acesta îl învățăm însă foarte, foarte târziu. Din păcate, relația cu părinții se așează și se reașează de multe ori în viață, și atunci când credem noi că ne încurcă părinții, de exemplu, în prima parte a copilăriei noastre, ne încurcă părinții.
Adică ne trimit întotdeauna să facem temele, întotdeauna ne trimit la olimpiade sau ne trimit la casne grele, să învățăm și mai departe. Și totuși atunci noi îi iubim. Aici trebuie să învățăm ceva. Înseamnă că și Dumnezeu așteaptă de la noi să iubim pe El mai mult decât pe părinți, ca să învățăm ce înseamnă iubirea. Dacă ne-am exersa iubirea față de părinți, pur și simplu luând numai iubirea față de părinți, n-avem de ce să ne ancorăm. Și Dumnezeu astăzi ne trimite un colac de salvare. Iubiți-mă pe mine întâi și vă învăț eu cum să iubiți pe părinți. Imaginați-vă că Dumnezeu este Cel care ne-a iubit pe noi și chiar Mântuitorul spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut Fiul Său l-a dat ca tot ce crede în Dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Înseamnă că Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă iubirea jertfelnică, adică nu numai așa din buze, declarativ sau din interes sau pentru a stârni iubirea celuilalt, ci ne-a iubit atât de mult încât s-a jertfit, a și făcut ceva. Noi însă nu facem altceva în iubirea cu părinții decât să dăm mărunt din buze. Aulă, iar a zis tata. Nu uităm la ceas când suntem plecați pe undeva, aulă, iar mă așteaptă mama. Aulă, am uitat să o sun pe mama, să vezi ce-mi face acum când ajung acasă, și așa mai departe. Întotdeauna ne raportăm la iubirea față de părinți, de exemplu, la datoria chipurile pe care o au ei față de noi, uitând că și noi avem o datorie față de ei. Până la o vârstă să fim ascultători, apoi de la cealaltă vârstă încolo să avem grijă de ei așa cum au avut și ei grijă de noi. Iubiți credincioși, vreau să zic că Dumnezeu ne învață astăzi și nu ne învață greșit. Ne învață astăzi că dacă vrem să fim vrednici de Dumnezeu, trebuie să-L iubim pe El mai mult decât pe mamă ori pe tată. Înseamnă că de acum înainte vom ști că dacă vrem să iubim cu adevărat, trebuie să ne raportăm întâi la iubirea față de Dumnezeu. Și anume, ce am vrea noi să ne facă părinții noștri? Părinții noștri, din punctul nostru de vedere al copiilor, am vrea să ne fie așa pe românește la cheremul nostru. Cum de altminteri, prin rugăciune pe care le facem mai mult de cerere decât de mulțumire, așa avem și de la Dumnezeu, să fie la cheremul nostru. Aici a vrut Dumnezeu să ne ajungă, să ne tragă un semnal de alarmă, să nu confundăm iubirea cu alte sentimente și mai ales să nu legăm iubirea de interesul nostru mărunt. De aceea ne-a cerut să-L iubim întâi pe El. Pentru că iubirea față de Dumnezeu trebuie să fie una reală, nu una declarativă, cum de altminteri noi suntem specialiști și cum spunem noi în toate rugăciunile, Doamne, dacă îmi dai să trec acum de bacalaureat, o să vin în fiecare duminică la biserică, o să ascult pe părinți, nu o să mai vin până în ora 12 acasă niciodată, totdeauna voi fi ascultător. Asta ce înseamnă? Că iubim pe Dumnezeu? Nu. Asta înseamnă că avem un interes și investim promisiuni ca Dumnezeu să ne treacă pârleazul, să zicem așa. Și după ce am trecut dincolo, bineînțeles că am uitat. Dumnezeu însă vrea de la noi să iubim pe ceilalți desăvârșit. Nu ne interzice să iubim pe tată sau pe mamă, ci ne atenționează că nu putem să-L iubim pe tată și pe mamă mai mult decât pe El, pentru că ne amăgim. Dar să trecem mai departe, la copiii noștri. Și vei spune, apoi cum adică să nu iubesc eu pe fiul sau pe fiica mea? Păi să poate așa ceva? Ce Dumnezeu este acela care spune că nu sunt vrednic de El dacă iubesc pe fiică sau pe fiu mai mult decât pe El? Da, pentru că singura normativă iubire este iubirea de Dumnezeu. Celelalte sunt iubiri interesate, celelalte sunt iubiri pătimașe și iubiri sufocante.
dacă vom iubi pe fiul sau pe fiică mai mult decât pe Dumnezeu, nu îi iubim, ci pur și simplu îi sufocăm, le dăm sarcini pe care noi înșine nu am putut să le ducem. Și acum, pentru că suntem în preajmă de bacalaureat și de examen de facultate, vă aduc aminte din nou, nu cumva să facem din copiii noștri ceea ce n-am reușit noi să facem în viață. Nu cumva să cerem lor să facă ceea ce noi înșine nu am făcut sau nu ne-a plăcut să facem. Și să ne amăgim, să spunem, da, dar atunci n-aveam minte, acum pot să-l dirijez pe fiul meu să se facă ceea ce trebuia să ajung eu. E, de acest trebuia așezat exact unde este cazul. Fraților, ca să iubim pe fiu și pe fiică cu adevărat, trebuie să-L iubim întâi pe Dumnezeu ca pe un fiu și fiică. Așa ne învață Mântuitorul. De asta am întors puțin ceea ce ne-a spus Mântuitorul, ca să înțelegem mai bine. Să înțelegem nu din față, pentru că s-ar putea să ne ia ochii această patima noastră comparativă, ci din spate, așa cum ne deschidea câteodată bunica ușa la casă, nu prin față, ci atunci când veneam din grădină, ne deschidea ușa cealaltă și ne mângâia și ne primea, nu așa cum ne primea de față cu părinții noștri, cu care, față de care trebuia să aibă o anumită etichetă și o anumită distanță pe care părinții o așteptau de la bunica, ci ușa aceea măruntă din spatele polatei și ne dădea drumul în casă și ne mângâia. Așa am întors și noi lucrurile, ca să vedem cum de fapt ne învață Dumnezeu. Nu ne învață să ne războim cu tata sau cu mama, cu fiul sau fiica, ci ne învață cum este corect să iubim și cum înseamnă dragostea, că Dumnezeu este iubire. N-ar fi putut Dumnezeu, fiind iubire, să ne învețe pe noi greșit cum să ne comportăm cu fiul sau fiica, cu mama sau cu tata. Dar noi, ca să învățăm ce ne spune Dumnezeu, să ne gândim așa: l-am tratat vreodată pe Dumnezeu ca pe fiul nostru? O să spuneți că e o mare blasfemie. Nu. Mă gândesc la dragoste. L-am iubit pe Dumnezeu cu atâta dragoste cu care îmi iubesc copiii? Am fost în stare să fiu atent la iubirea pe care i-am adresat-o lui Dumnezeu ca să nu-L supăr cu ceva? Am fost atent la ce vrea Dumnezeu de la mine, ca nu cumva să ratez și să nu-i dau atunci când trebuie, cum i-aș da copilului meu? Nu. Asta înseamnă că nici pe copilul meu nu-l iubesc desăvârșit dacă eu nu am reușit față de Dumnezeu să-mi deschid aceeași dragoste pe care cred eu că o am pentru copilul meu. Nu. În copilul meu mă văd pe mine, în copilul meu văd pe cel care n-a fost iubit de unul sau de altul și arunc mai mult decât este nevoie asupra lui și dragostea mea se poate preface lesne în sufocare. Mi s-a întâmplat odată să țin atât de mult la o floare, încât să o țin după mine foarte multă vreme. Și o udam în fiecare zi până când, într-o lună și jumătate, s-a ofilit de atâta apă. Asta înseamnă iubire pătimașă. Să crezi că poți, dându-i ceea ce crezi, și la un moment dat chiar este bine să dai, dar să dai în fiecare zi nu este bine. Asta înseamnă sufocare. Dacă nu l-ai făcut pe copilul tău măcar o dată să aștepte să primească ceva, înseamnă că nu l-ai educat complet. Chiar spunea un mare pedagog copilului său: tată, dacă nu m-ai urât niciodată de moarte, înseamnă că nu te-am educat așa cum trebuie. Măcar o dată în viață, copilul trebuie să te urască, pentru că în educație stă și această doză de așteptare pe care o dai. Trebuie să primească apă și soare ca o floare, atâta cât este nevoie. Dacă îl sufoci sau dacă nici n-apucă să spună că are nevoie de ceva și e și dat, cu siguranță că nu îi dai prilej să te urască. Și dacă nu i-ai dat prilej măcar o dată în viață să te urască, n-ai făcut nimic.
Iubiți credincioși, nu este o educație dură, este o educație realistă. Și nu numai cu copiii noștri, și față de sufletul nostru trebuie să ne comportăm la fel. Pentru că și sufletul nostru este un copil de-al nostru. Câteodată este copilul nostru, altădată este părintele nostru. Dar în aceeași măsură trebuie să-i dăm iubire pe care îi dăm și lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, m-aș bucura foarte mult ca în această duminică frumoasă a tuturor sfinților numită în calendare să înțelegem că Mântuitorul ne-a arătat dragostea lui Dumnezeu Tatăl, venind pe pământ, născându-se, deci, răstignindu-se, înviind, mergând cu noi până la înălțarea sa la cer și acum, ajuns la cer, ne-a trimis Duhul Sfânt și ne-a trimis nouă acum poruncă să iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe mamă, pe tată, pe fiu sau pe fiică, învățându-ne că dacă nu iubim pe Dumnezeu așa, nu putem să înțelegem ce este dragostea. Confundăm întotdeauna dragostea cu părerea noastră de sine. Și pentru a înțelege mai bine, am să vă dezmorțesc puțin, aducându-mi aminte că am citit undeva că la primul zbor a unui fiu de molie, fluturile acela mic și isteț, care ne face zilele amare pândulapuri, îl trimite mama și tata la primul zbor din dulap și iese și se întoarce peste 5 minute foarte, foarte mândru și îl întreabă părinții: ei, fiule, cum a fost? Zice: a fost excepțional, toată lumea m-a aplaudat. Bineînțeles că toată lumea vroia să îl strivească între două palme, dar el a crezut că toată lumea l-a aplaudat. Vedeți, asta înseamnă părerea de sine. Și noi ieșim după școală și începem să ne manifestăm într-un fel și credem că cei care ne primesc și ne privesc ne admiră. Poate că unii ne admiră, dar sunt unii dintre care ne-ar strivi. Și trebuie să fim atenți că dacă nu s-a întâmplat la primul zbor să ne strivească aplauzele, s-ar putea ca la următorul să se întâmple lucrul acesta, să ne fie fatal. Iubiți credincioși, această frumoasă duminică, de după pogorârea Duhului Sfânt, să fie una în care să învățăm că iubirea coboară de sus. Și dacă noi nu suntem în stare să o aruncăm la Dumnezeu, nu poate să coboare asupra noastră. Nu știu dacă ați fost atenți atunci când mi s-a luat tensiune, există un aparat care întâi creează o presiune. Trebuie să se creeze o presiune mai mare decât posibilitatea ca tensiunea să fie. De exemplu, dacă ai tensiunea 22 și aparatul a fost la o presiune de 16, nu o să poate să-ți măsoare tensiunea. Asta a vrut Dumnezeu să ne spună. Dacă vrem să iubim pe tată sau pe mamă sau pe fiu sau pe fiică, trebuie să o facem de la Dumnezeu în jos. Întâi să aruncăm iubirea asta în sus către Dumnezeu, să ne-o cântărească El, să ne-o drămuiască El, astfel încât atunci când coboară să ne spune exact care este tensiunea atunci când te gândești la mamă, la tată, la fiu sau la fiică. Îmi aduc aminte și acum când eram în armată și s-a făcut un experiment de tragere. Era un aruncător de grenade și o țintă, dar între aruncător și țintă era așa o muchie a dealului. Și bineînțeles că primul care a țintit fix în ceea ce era dincolo de deal a făcut ca obuzul să intre în muchia dealului. Cel de-al doilea însă a învățat și i-a dat o boltă, balistic vorbind, ca să poată să treacă peste deal și să intre exact în țintă. Asta ne învață Dumnezeu acum. Nu cumva să nu facem această boltă. Întâi să aruncăm iubirea către Dumnezeu și apoi ea să coboare exact la țintă. Pentru că dacă noi îl iubim pe mamă sau pe tată, pe fiu sau pe fiică, mai întâi, fără să probăm dacă traiectoria trece pe la Dumnezeu sau nu, putem să găsim un alt obstacol între noi și țintă. Adică, cei care se gândesc la tată
au un prieten care are și el tată și începe să-l compare pe tatăl aceluia cu tatăl lui și începe de aici, din această comparație, să mai drămuiască din sentimente și din gânduri bune. Vedeți, asta înseamnă un obstacol dacă nu suntem în stare să aruncăm peste, adică prin Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie, cum am spune, releul nostru ca să ne arate care este starea noastră și posibilitatea noastră de a iubi. Să rânduiască Dumnezeu ca pogorârea Duhului Sfânt să rodească în noi dragoste, o dragoste pe care noi să o verificăm la Dumnezeu, să-i o trimitem și când va veni înapoi să știm că de acum înainte dragostea aceasta putem să o folosim către tată, către mamă, către fiu, către fiică, fără să avem emoția că această dragoste poate să fie pervertită în sufocare sau în gelozie sau în altceva de genul acesta. Să rânduiască Dumnezeu ca această dragoste să ne înconjoare, să ne trimită Dumnezeu Tatăl tot ceea ce noi i-am încredințat, adică iubirea noastră cu care îl iubim și pe El și pe toți care îi înconjoară. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.